Pot să spun că am experiența scenei, adică am avut ocazia să cânt în fața 60.000 de oameni. Am făcut parte din trupa Maxim, timp de 3 ani de zile, și a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. Eu am avut un șoc când am intrat în trupă și am văzut ce fanbase mare aveam și cât de repede au luat amploare toată treaba asta cu trupa, știi? Lumea deja ne alergau prin mall, îi trăgeau de hainele noastre, cele din căsătorie aruncau pe scenă tot felul de obiecte vestimentare, sutiene. Îmi trăiam visul. Tot ce puteai să-ți dorești, așa, ca artist, știi, e fix publicul de care aveai nevoie. 2 ani a durat perioada asta așa, alertă, gen emisiuni, filmări non-stop, videoclipuri, tot. Și în ultimul an s-a răcit treaba, de când au ieșit 2 membri din trupă. Am acceptat situația, în primul rând, pentru că știam că trebuie să se întâmple. Și mă gândesc la viitorul meu. În primul rând, vreau să trăiesc experiența Vocea României. Pentru că este o experiență, nu e doar un concurs după mine. E o întreagă experiență. Și aici să-mi vezi aici. Ce voce matură ai. Nu pot să te iert. Câți ani ai? Oameni. 18 ani. 17 ani ai. 18. 18 ani. Și cum te numești? Adi Strate. Adi? Adi Strate. De unde? Sunt din Pitești. Nu pot să-l iert pe Horia? Când aud o piesă de-a mea, sunt brusc, nu mai știu ce să fac. Crispat, nehotărât și zic, auleo. Trebuie să le auzi mai des. Da, probabil. Să te obișnuiești. Da. Ai un timbru special. Trebuie doar să fii mai fipt, să spun așa. Aveam o trupă la Brașov, mult timp în urmă. Și exact, făceam și eu, well, hai, mă știi? Făceam, hey, you don't have to be beautiful, what you have, știi? Păi și acum mai faci? Nu mă fac exact, așa. Exact, asta am vrut să remarc și eu. Nimic nu s-a schimbat. Da, voi nu mă cunoașteți că n-ați mai venit la spectacol deloc. Îmi pare rău că, sunt Smiley, un... Smiley, te rog să-mi cumperi bilete și hai să mergem, că nu se mai poate. Gata, mă, s-a stabilit. Las că o să faceți voi copii mai mulți. Fii atent aici. Păi bune, că nu mai continuă și eu ăsta, că nu ne ducem la spectacol, așa. Dacă nu promitem asta. Nu, așa, da. Bine, mergem. Vezi că a promis că 100% cântă piese originale, a promis. Deci te rog frumos, nu eram eu cel care trebuia să se întoarcă. Trebuia să se întoarcă colegii mei, pentru că eu sunt crispat, așa cum îți spuneam. Dar încearcă data viitoare, un singur sfat îți dau. Piese de genul ăsta,
poți să le dai foarte ușor pe aer. Adică nu-ți dă nicio șansă să ai tu perspectiva ta asupra piesei lui, înțelegi? Asta înseamnă megalomanie. Tu trebuie să scoți maxim de emoție din orice cânt. Și trebuie să sondezi toate părțile astea, știi? Vreau să te văd și anul viitor. Îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Seara bună. Uite, de băiatul ăsta îmi pare rău. Și mie. Și mie. Pare rău. Vezi când cânt o piesă care nu-ți place, nu te întorci. Cum adică, mă, care nu mie îmi place piesa asta? Și mie îmi place. Dar eu mă așteptam să se întoarcă și el. Și eu la fel mă așteptam să se întoarcă. Dacă nu a convins autorul. Al meu, Adrian, de la piesa Septembrie Luni, n-a știut să scoată emoția din piesă. Sunt onorat că o cântă cineva, dar dacă tot ai prins-o și o cânti, cânt-o bine. Cânt-o mai bine decât mine.